Giurgiuvenii care își amintesc de tradiția celor 40 sau 44 de pahare spun că ea este greu, chiar imposibil de respectat. Unii își amintesc și de faptul că încercau să facă acest lucru pe vremuri, în tinerețe, dar a trecut prea mult timp de atunci. Bărbații, pe ce să facă? Să își facă ziua, cum își face și femeia. Câte pahare trebuie să bea? 44, da. Cine bea? Poate 44 de ceșcuță de alea, mai cu apă, mai cu un șpriț. Păi astea sunt 40, sunt măcinici. Și pentru bărbați, nu știu câte zeci de pahare de vin să bea astăzi. Dumneavoastră mai respectați tradiția? Nu. De nu. Ce? Păi ți-au pierdut tradițiile. Și de ce unii spun că sunt 40 sau alții spun că sunt 44 de pahare? Asta nu pot să știu. Cei de la țară și cei mai bătrâni mai respectă și știu tradițiile. Când erați mai tânăr, încercați să beți 40 de pahare? Nu, niciodată. E ziua bărbatului și că bea 44 de pahare? Sunt 40 sau 44? 40. De ce unii spun că sunt 44? Nu știu. Mai respectați tradiția? De respectat o respect, dar eu nu beau. Când erați mai tânăr? Da. Câte ați băut cel mai mult în ziua de 9 martie? N-aș putea să... Sunt 20 ceva de ani de când nu mai beau. E ziua bărbaților. Ce trebuie să facă? Câte pahare trebuie să bea? 40. 40, ca să-i sfințească bucenii și nu... Încercați să respectați tradiția asta? Nu știu dacă am să încerc, mă rog, nu mai sunt așa valid ca în tinerețe, dar mă rog. În tinerețe o respectați? În tinerețe respectăm tradiția, dar acum când suntem la o vârstă, trebuie să ne păzim și sănătate. Ziua celor 40 de mucenici mai este considerată în termen popular și ziua bărbatului. De aceea se spune că bărbații trebuie să bea vin roșu pentru că acesta se transformă în sânge și putere de muncă pentru tot timpul anului.